Situație critică la Spitalul Județean de Urgență Buzău, cabinetul de diabet, nutriție și boli metabolice din Policlinica Spitalului a rămas de astăzi fără niciun doctor. Asta după ce medicul diabetolog Apriliana Stănescu a decis să demisioneze din cel mai mare spital din județ pentru a lucra într-o clinică privată din municipiu. Începând cu data de 1 august, domnișoara dr. Stănescu Apriliana și-a încheiat activitatea în cadrul ambulatorului de diabet, nutriție și boli metabolice, însă va acorda consultații gratuite în limita contractului încheiat cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate la cabinetul privat. Pacienții care lunar vor trebui să își procure rețetele de insulină se pot adresa unității de primiri urgențe, iar cei doi medici de pe secție vor oferi consultații pentru pacienții cu diabet. Până când la ambulatoriul spitalului va veni un nou diabetolog, pacienții se vor putea adresa unuia dintre cei 7 medici care au această specialitate și acordă servicii medicale în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. La nivelul județului Buzău există 7 medici diabetologi care oferă consultații pacienților cu diabet în baza contractelor încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, astfel că pacienții se pot adresa celor 7 medici pentru aș procura rețetele de insulină. De asemenea, conducerea spitalului a făcut demersuri pentru scoaterea la concurs a unui post de medic pentru cabinetul de diabet, nutriție și boli metabolice. La cabinetul de diabetologie din ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Buzău, aproximativ 5300 de pacienți diagnosticați cu diabet sunt înscriși.